Părinți de pici cu Georgiana, mamă de pici. Călcăm sau nu hainele bebelușului? La întrebarea asta m-am gândit să-ți răspund astăzi. Îmi amintesc foarte bine seara în care m-am apucat să-i calc fetiței mele primele hăinuțe, însărcinată fiind în luna a noua. N-am mai simțit niciodată așa o plăcere călcând. Mi se părea chiar relaxant să dau cu fierul de călcat pe hainele acelea minuscule, întorcându-le cu grijă pe toate părțile și netezind fiecare cută. A trecut aproape un an de atunci, iar în tot acest timp n-am mai călcat nicio bluziță de bebeluș. Dar nici nu am simțit nevoia. Odată ce s-a născut domnișoara și am văzut cât de repede trece ziua îngrijind-o, hrănind-o, cântându-i și jucându-mă cu ea, călcatul rufelor a ajuns să mi se pară, culmea, un lux. Dacă ziua ar fi avut 40 de ore, poate că aș fi găsit timp și pentru călcat hăinuțe. N-am avut însă nicio mustrare de conștiință legată de asta. Și nici n-am stat cu grija că pielea copilului se va irita din cauza hainelor necălcate. În afară de urmele unor pișcături de țânțari, nu a avut nicio bubiță până acum. A, și nu te gândi că am scos fata la plimbare în haine șifonate. Din fericire pentru mine, hăinuțele pentru bebeluș nu se prea boțesc, mai ales dacă ai grijă să le întinzi frumos la uscat. Cu toate acestea, călcatul hainelor rămâne o metodă bună de a te asigura că pielea bebelușului e protejată de eventualele bacterii din țesături. Eu cred doar că dacă te simți prea încărcată de treburi și responsabilități, poți renunța la călcatul hăinuțelor fără grija că cel mic va avea de suferit din cauza asta. Părinți de pici cu Georgiana, mamă de pici.